Cele 13 fețe ale războiului. 5 armate. 5 țări. 5 națiuni. 70 de ani de când România a trecut de partea aliaților. Istorii vii și drame de război. Deci în august 44 erați pe linia frontului în Moldova? În Moldova, la Roman, da. La 5 aprilie 44 eram pe Odessa. Parcursesem întregul drum în Rusia dus și întors și pe 5 aprilie ne-am retras pe Tecuci. Am fost afectați la jumătate din România, împărțită de un meridian care trecea pe la Râmnicu Sărat. Partea dinspre vest era grupului 7 vânătoare și partea dinspre est era noastră cu linia frontului cu rușii. 7 avea grijă cu americanii. N-aveam acces la americani decât dacă trecea de linia asta. Și au trecut de mai multe ori și am avut legături. Eram cu grupul 9 vânătoare al capitanului Șerbănescu, care a fost tot așa de glorios ca și grupul 7 vânătoare. Și am luptat în Moldova până pe 18 august, când a căzut capitanul Alexandru Șerbănescu în ultimul bombardament al americanilor, al 40-lea bombardament, ultimul. Rușii au atacat pe 20 august cu 8 armate coborând în nord și cu 5 armate venind în est. Era o avansare covârșitoare, nu se putea ține față și bine a făcut regele Mihai că a scutit multe distrugeri și multe vieți omenești pe care le-a ocrotit până armistițiul ăla de la 23 august. I was 17 when the war started, and my folks, they'd lost one son, had another son that was in the Air Force by that time. I had a brother who was a Korea Army. He was based in the Philippines when the Japanese attacked the Philippines, and he was killed on the 2nd of January 1942, less than a month after the Japanese invaded. I was the baby in the family. They didn't want to lose me, so they wouldn't sign. I had to have their permission. They wouldn't give it to me. In June of 1942, this was almost 6 months after the war started, I finally got the birth certificate, and I finally got my mother's signature. I never got my father's. He's a Baptist minister. So that's when I joined, was in June of 42. And gosh, I thought I was lucky all the way. I wanted to be a fighter pilot. I thought I was going to get washed out, eliminated from the program. My first solo, I made 3 landings, and I ground looped. You know what a ground loop is? It goes, yeah, around. I ground looped 2 of the 3 landings. I thought I was out of the program. I thought they were going to eliminate me, but they didn't. O zi aveam viața asigurată, a doua zi nu știam ce se mai întâmplă. Picând cu mare viteză și zburând la Rasmut, vedeam tancurile îngropate aproape în zăpadă, cu țevile îndreptate spre sud, trecând, făcând un baraj așa. Era iadul de pe pământ acolo, dar având viteza foarte mare, nu m-au putut nimeri. Iar în ziua de 23 august erați în bază, erați la sol? Eram pe Tecuci. Ne retrăsesem în formație frumoasă cu Șerbănescu conducând escadrila asta de 12 avioane. În noaptea de 23 eram prea obosit și dormeam la șeful de gară de acolo. Și ăla nu ne-a sculat, că ne vedea amărâți așa, și ne-a spus doar a doua zi dimineața că se declarase armistițiu de la 23. Anyhow, we got in a big fight. They had airplanes everywhere. And I pulled up behind one. And in this case, it's lucky somebody was flying with me, because I shot him, he started smoking, and I was overtaking him so fast that I pushed the stick forward to go under him and hit my head. It banged my head up against the canopy and stood me for a moment. But when I came around, I never saw the airplane again. I couldn't find the airplane that I'd been hitting. And one of my buddies said he blew up. That was the first victory I had. Mâna destinului în fiecare zi se întindea după unul sau după altul să-l culeagă de pe cer. Pe 18 august rămăsesem 13 inși. Acești 13 au putut să se ridice împreună cu alți 12 din grupul 7, care și el
fusese decimați, pentru că la americani nu puteai lupta din cauza numărului. O zi tristă. Eram în stânga lui Șerbănescu, în dreapta mai avea unul dintre colegi care a murit la sfârșitul războiului, ajutantul Dărzean, foarte bun și brav. Am continuat să urcăm și ne-am întâlnit cu niște mustanguri și Șerbănescu a atacat. Toți au intrat în fir, cele 13 au intrat în fir indian, atacând mustangurile alea. În lupta aia a atacat și văzând că nu se mai poate apropia de bombardiere, el a atacat 6. Dar în curând s-au făcut 12 și s-au făcut 20 și aceste 13 cu 20 încercau acum disperate să iasă din luptă. Ultima clipă a fost, cum se spun, ca o fotografie. Priveam, îl vedeam pe Șerbănescu și peste el îl vedeam pe al treilea, tot așa la distanță. O clipă, am întors ochii în stânga, în state, în stânga și întorcând din nou capul și uitându-mă iară, nu mai era ala de acolo, al treilea. Și atunci am virat brusc să văd ce s-a întâmplat. Era târziu, pentru că un mustang trăsese în Șerbănescu și pusese rafala, ăsta fiind Șerbănescu, în fața lui. Deci, practic, Șerbănescu a intrat cu rafala. S-a angajat pe spate și a căzut. We were flying, escorting the bombers, and we got in a fight, and I shot one of them. Oh, we attacked them, so it's all a mess of Messerschmitt coming toward us. And I shot one down. He tried to dive away. That's normal practice they had. And when I pulled out, I blacked out completely. And we didn't have any pressure suits. A fost nevoie vreodată să catapultați? Nu, pentru că erau șanse să nu se deschidă și al doilea să trăgea în parașute. Comandorul Sangu de la 80-uri se salvase cu parașuta. Nemernici au tras în parașută, s-a spuciat și a căzut. Era un risc. Cine? Rușii au tras, nu? Da. Rușii trăgeau în parașute? Apăruse trupele de parașute și se trăgea și unii și alții. Dar nu într-unul care se salva vai de capul lui. Nu. Era o lașitate, pur și simplu. Da. It happens during the air fights to see the face of the other pilots. I saw the ones that bailed out. The ones that took to the parachute. In fact, one of them came over the wing of my airplane. I was so close behind him, he jumped out with his parachute over the side of his plane with its parachute and was so close that he went over the wing of my airplane and I could see the kind of boots he had on. Germanii au plătit în general mare majoritatea lucrurilor care le-au luat, fie în echipamente în avioane, fie în bani, în valută. La un moment dat eram mai mulți piloți și nu mai aveam avioane și vine în control comandantul forței de vânătoare germane, generalul Desloc. Și noi ne plângem că nu avem avion. Într-un târziu ne pomenim cu el, venind într-un Heinkel de comandament. După el aterizează 6 Messerschmitt-uri. El spune, cum la români ce nu trebuie să vii cu mâna goală, zice, am venit cu 6 avioane pe care le dăruiesc și 500 de sticle de șampanie Veuve Clicquot franțuzească, cea mai bună în puținele zile când, mă rog, ne aveam mai bine cu nemții. They meshed those, the Germans, or those flying the Messerschmitts and the Focke-Wulfs, they thought they could outdive the Mustang, the P-51. And as a result, there were 3 of my victories that I got simply because my enemy plane tried to dive away from me. Didn't work. The Mustang could outdive either the Messerschmitt or the Focke-Wulf. And in this case, we were diving. I had no idea. At about 19,000-20,000 feet, I was registering on my airspeed indicator well past 500 miles an hour. And that calculates to be much faster than that. Well, the enemy plane, it was a Messerschmitt 109, his plane started coming to pieces. Cowl fell off, part of the wing came off, and then he came out of the cockpit. We were going so fast, he spilled his parachute, deployed his parachute just as soon as he left the airplane. We were going so fast, it ripped the silk off the shroud lines. And he just went straight on into the ground from over 3 miles up, and the silk fluttered down behind him.
Ploieștiul era fortăreața Ploiești, cum era numită, organizată de Gestenberg cu turnurile grele de 100, de jur împrejur, turnurile de 88, care băteau și ele până la 8.000-9.000 de metri, mai aproape mitraliere, patru asamblate, toate la un loc, trăgeau un foc ca să șurba așa, ca un tribușon. Făcuse baraje de baloane cu cabluri, ca să-i oblige să urce deasupra, făcuse după modelul englez, aerodrome false, cu machete de avioane, o zonă întreagă acoperea cu ceață. It was the toughest target in Europe. I got tangled up in the smoke one time and found myself down among all those smokestacks. The stacks that were going up shook me up to realize I was right almost on the ground. Cum era viața pe baza aeriană? Noi, piloții, mai ales piloții de vânătoare, am dus-o în Părătește, pentru că întors de pe linia frontului unde era Roma, Antecuci, baza, dormeam seara în pijama. Eram foarte bine primiți de localnici în general. Pentru o noapte știai că o duci și ai scăpat, o duci bine o noapte. Căutai o vivandieră care te însoțea uneori și pe linia frontului și venea înapoi. Da? Și o duceai destul de bine, dar mai bine în bază decât acolo. Am avut și eu una acolo, sigur că până m-am însurat, m-am ținut de prostii. Nu știa dacă e ultima zi, a doua zi, te întorci sau nu. Și dacă vivandiera pierdea pilotul la care se acioase, nu era nimic, trecea la altul. Așa erau timpurile. On the Isle of Capri, the Air Force, the Germans used it for a rest camp, we used it for a rest camp, the war never touched it. And they'd send us there for 5 days for rest and recuperation on there. And there's two rock spires that come up out of the water just off the island. We got having a little bit of liquor there, got us really in an argumentative mood. We got in a big argument over whether you could fly between them. And I insisted that you could, which was stupid. But, well, could have been. And the others insisted you couldn't. Well, when my time on Capri was over and I got back to my unit, we went to the Adriatic coast. I got my airplane, cranked it up, took off, flew across Italy, across Naples, across the harbor, to Capri. I circled one time, and I flew between them. Had about 6 feet on each side. Well, I thought about it, you know, just something I did. But about 40 years later, somebody sent me a picture of those rocks, said, do you remember these? Whoa. Is that every bit? That, I would say, yes, and did I do anything stupid? I'd say, yes, that was it. Ce muzică ascultați în bază? Aveați patefon sau la radio? Șerbănescu ne cânta de învioare. Ne cânta el personal de învioare. În timp ce alții jucau remi, sau jucau șah, sau, în fine, dacă era răgazul mai mare, se duceau afară și făceau o partidă de volei între escadrile, că se monta imediat o clasă de volei. When the weather was good, we played volleyball. And it got to so one time the flight surgeon threatened to ban all the volleyball games because we were breaking too many fingers. But I think most of them were fixing up our tents. The evening, we'd sit around and listen to Axe and Sail, and she was playing American, good American music, to kind of make you just want to go home. Să făcuse liniște, nu se mai auzea nimic, să terminase luptele și cu luminile de poziție aprinse, 12 avioane în linie, veneam de la Roma spre Tecuci. În intervalul ăsta de timp s-a păsat pe butonul de la radio care era pe manșa avionului și cânta Șerbănescu un cântec. Un cântec trist. Te-am visat printre morminte năpădită și clătită și din ochii scurgeau lacrimi. Mă rog, un cântec foarte trist. Durea 3-4 minute. Cânta Mucenica. Frumoasa mea. Frumoasa mea cu ochii verzi. Ca două mistice smaralde, te duci prea alte țări mai calde, melancolia să ți-o pierdi. Melancolia să ți-o pierdi. I think my favorite song
You know Lily Marlene? Yeah. Lily Marlene? Lily Marlene was a smash hit with the German troops. Do you think it was written by a German or a Romanian? The golden lantern burning knows you well and true. We had a little radio in the P-51, little low-freak radio, and we'd listen to Acts of Sale when we were flying over Germany or Austria, Hungary, that part. We'd listen to Acts of Sale on that little radio, and I felt guilty listening to their good music while I was escorting the bombers that were attacking them. I think it was probably my favorite song at that time. But on the 6th, the weather was good enough, so we flew the mission and hit a Romanian target in Romania, and we had good opposition. I mean, we got in a good fight. We were in a big fight. The 6th of June, am aflat de dimineață de debarcarea din Normandia și am zis, sunt ocupați acolo. De unde? Aveau forța 15, de la curat de la Foggia, treceau Adriatica, bombardau, aterizau în Rusia, alimentau, luau bombe, decolau din nou. Now we knew nothing at all about the invasion of France. No. Nothing at all. We didn't know it took place or anything else. Într-un zbor de ăsta în Suveică, am fost alarmați. O formație de vânătoare se apropie. S-a dat o decolare în pripă, fără să mai asigurăm coechipieri. După decolare, am auzit că formația asta se ducea spre Galați. Eu rămăsesem mai în urmă și îmi pierdusem coechipieri. Am văzut două avioane cu botul roșu, foarte suspicios fiind singur. M-am apropiat să văd ce sunt. Am luat înălțime mai mare decât ei și cum ar fi soarele aici, eu și ei, ca dacă se uită la mine, să fie deranjați de soare, să nu vadă în poziția asta. Și până la urmă am recunoscut că erau mustanguri și am stat pe gânduri să atac pentru că îmi închipuiam că sunt două, dar zic, fac parte dintr-o patrulă. Almost certainly. My flight leader and I were the only ones we could see in the sky. There had been three of us together when the fight started. Now there were just two. M-am hotărât, fiind foarte de sus și cu viteză mare, să atac totuși, deși cu oarecare îndoială. L-am luat pe cel din dreapta. But my flight leader, sitting on the left, saw a plane coming up from the right rear of me, which I couldn't see because it was on the other side. Thought it was a third member of our flight until DeBron started shooting. Era Barry Davis, cum am aflat mai târziu. Și apropiindu-mă cu viteză foarte mare, ochind la încastrarea planului aici, între fuzelaj și plan aici, n-am nimerit încastrarea, am nimerit vârful de plan, parte din ampenaj, ceva după la elice și cabina. And in fact, for a long time, I never saw me and DeBron and his Messerschmitt. They hit me, evidently the first round he fired, knocked the canopy off my airplane. He broke into him, chased him off my tail, but not before he had shot my canopy off. Oh, it was cold. My shoes, I walked through dew going to the airplane that morning. Got my shoes all wet. They froze. It was that cold up there. I was up at 20,000 feet. The airplane was flying right by itself. I-a zburat cabina și lupta am dus-o cu cel de-al doilea, care era copilotul lui Lovrin, foarte bun pilot. I was out for a while. Last thing I knew, I was flying straight and level back toward the fighter base. The next thing I knew, I was cold. Wind was blowing by me. And, of course, there was no canopy there. Întâi s-a desfășat pe orizontală. Nu puteam vira, am schimbat atunci în înălțime. Urcând la 7000 și coborând către 3000, așa, căutând mereu să ne prindem. Într-una dintre urcările astea, tot așa spre soare, m-am trezit cu un proiectil de tun în spătarul scaunului aici în centru, unde aveam un blindaj metalic. Am florit blindajul, dar n-a ieșit și alt proiectil a lovit rezervorul de ulei aici. Am vrut să pun avionul pe burtă. Până mi-a fost milă de avion că mă scăpase de multe împrejurări. L-am pus pe roți într-o cultură și a frânat puternic, dar nu s-a dat peste cap și am ieșit repede. I flew back and landed. When I landed and I checked my airplane, he hit it all four blades of my propeller and he shot about half the tail off. Am văzut doar avionul care se îndepărta. A văzut că am aterizat, a plecat la Piriatin, unde era baza lor, și când l-a aterizat, s-a rupt și fuzelajul
era lovit, dar totuși a scăpat pe viață. My airplane never flew again, and DeBrun landed his airplane, it flew again. DeBrun got a confirmed victory from my story. Ați fi putut să-l doborâți atunci pe 6 iunie? Eu l-am dat doborât pentru că am văzut că i-a sărit cabina. DeBrun could kill you? He wrote me somewhere in the files, I got the letter, says, I'm glad I got the airplane and not the pilot. But I often wondered, who was the guy that shot me? Just curious on that thing, and I never expected to find out. How was the history of your meeting? It was something I could never have expected to have taken place. I know when he was in the Aviation Museum in Bucharest, and he came walking in the door. And I got there first, but when he came in, he wasn't as big as I thought he was going to be. And we walked toward each other and just involuntarily, just like a natural reaction, we put our arms around each other. And we meant friendship there. Cum ați aflat unul de altul că sunteți în viață, că cine v-a găsit? Că întâmplarea. Pe mare se aruncă un bilet într-o sticlă. Dacă se găsește sticla aia pe undeva, se află. La noi a făcut ca un polonez să caute autografe de la piloții autentici din timpul cel de-al doilea război. Mi-a trimis o scrisoare că mă ruga să-i dau autograf. Același lucru l-a făcut și la Barry Davis. Ne-a pus în legătură și mă trezesc cu o scrisoare după 67 de ani. Pe urmă vine și stă 3 zile la noi. Ne-am întâlnit și ne-am îmbrățișat foarte fericiți că întâi căutam să ne omorâm unul pe altul și acum ne luăm în brațe. Dragul meu, Barry Davis, profit de ocazia că am un prieten care îți face o vizită și îți transmit cele mai bune urări din partea mea după atâta amar de ani, când ne întâlnim numai cu gândul. Ne despart 7 fuse orare, cel puțin, așa, dar inima e apropiată a uneia față de celălalt. Mă bucur din toată inima că încă trăim și ne amintim plăcut din timpurile când ne luptam fiecare sub steagul patriei lui. General DeBrun, I have enjoyed this morning tremendously visiting with citizens of your country. I think about you often. I think about what an excellent shot you were. I don't think you missed me with a single round you fired on the 6th of June 1944. I was think about the good luck I had in escaping those rounds, not getting killed by them. And I think about what you wrote me later on, in that you were glad that you got the plane and not the pilot. One thing I think about, as often as anything else, is the fact that we were, on the 6th of June, we were in the air trying to do each other in. I didn't see you, but if I had, I'd have been trying to kill you or to shoot your plane down. And I'm sure that you would have liked to have had the same thing happen to me. But then we developed a friendship. We came to know each other. We came to understand each other, our ambition, our families, everything we had. It just changed the whole world for us. Now, instead of just a former enemy, I have a close friend, what I'd never had the other way. If two of us who are fighting each other can become friends, I think there's a possibility that the nations can become friends too. So it gives me a brighter outlook on the world. So you've been very important in my life, and I appreciate it. And I want you to know that we are friends forever. I tell you, I advise skip your 91st year. When you get to be 90, jump to 92. See. Why? It's 91st years for the birds.
Îmi pare tare rău că Barry Davis n-a reușit să mai vadă acest interviu. A reușit poate să prindă episodul pilot pe care l-am difuzat acum 2 săptămâni, căci au trecut 12 zile de când s-a stins din viață. Știu că pentru generalul Ion Dobran înseamnă foarte mult prietenia cu fostul său inamic și o să încercăm noi să compensăm pierderea acestui prieten.